seara. Cea mai grea bătălie e cea cu tine însuți. Ești în ambele tabere. Exact așa e la jocul cuvintelor. Controlați-vă cunoștințele generale. Puneți-vă la bătaie vocabularul. Despre asta e jocul cuvintelor. Vreau să cunoașteți invitații mei. Sărut mâna, Lorena. Bună seara. De unde vii? Din Cluj-Napoca, deloc sunt din Botoșani. Născută în Moldova, plecată în Ardeal. Da. Cluj, ai plecat la facultate, da. Bănesc. Da. Excelent, sunt curios ce e în mintea ta. Ce faci, Robert? Salut! Salut, salut, Dan! Bine fac! De unde? Vin din Râmnicu Vâlcea. Oltean. Oltean. O moldoveancă plecată în Ardeal, un oltean. Tu, Edi? Din Buzău de fel și din 2015 în București cu facultatea. Mamă, îmi place că ești agitat, ești prins. Abia aștept să începem. Abia aștepți? Vreau să vă iau banii. Rodica, să rămână, bun venit. Bună, Dan. Încet, așa. Eu cred... Deși sunt ardeleancă de origine, nu sunt chiar așa încet. Dar stau de 45 de ani în București. Și născută unde? În Oradea. Oradea? Da. Altă lume, frumoasă. Da. Acum mai frumos decât era pe vremea așa mea. Așa e, s-a schimbat bine de tot. E foarte frumos acum, da. De unde, Aline? Născut și crescut în Brăila, dar acum am venit din Brașov. Brăila, Brașov, avem toată țara aici, da. Avem olteni, avem moldoveni, avem ardeleni. Cel mai agitat și dornic să ne ia banii, l-ați auzit. Hai să te văd, Edi, masa vocabularului. Ia uite-l, repede, hap. Hai, termină cu prostiile, nu parcă asta vrei să-mi zici. Hai, rapid, gata, de drumul la întrebări, nu? La joc. Ce faci? Ce excelent faci? Cu ce te ocupi? Agent de vânzări. Gata, măi, ai vândut tot, se vede. Ok. Și tehnician casă serviciu de marcat. Adică agent de vânzări în cartea de muncă. Bun. Pe contract. Tehnician casă de marcat, asta fac. Parte tehnică, adică la finalul zilei am rezultatul ăsta. Uite, am reparat casa asta. Lumea e mulțumită, ne strângem mâna. Casa de marcat, zici tu? Da, aia care dă bonul. Exact. Și cum te-au trecut pe cartea de muncă ca agent de vânzări? Da, pentru că n-aveam când am început cu experiență zero. Okay. Eu am terminat marketingul la bază. Tu nu zici tot la televizor că e la televizor? Da, știu. E ok. La cât fiscalizez eu, nu se compară. Adică eu fiscalizez, dacă repar casa de marcat, automat. Sunt sumele mari pe care le fiscalizez. La salariu nu e așa. Aia e ok. Adică bravo, domnule. Vezi niște sume acolo? Da. Dar dacă ar fi măcar 1% din cât fiscalizez, ar fi excelent. Și cât? La salariul la cât se duce? E binișor. Da? Da, e ok. Sare de 3? 3.000? De lei, mă, de lei. Pe acolo, să zicem. Da? Te văd așa că... Parcă îl văd pe negru, știi? Mulțumesc. Păi asta este cel mai mare vis al meu. Care? Să fiu viitor dar negru. Visam de mult la treaba asta. Stai așa, stai acolo. Stai, să nu te uiți în jos. No, păi, m-am uitat la dumneavoastră. Așa, ia. Bună seara. Bună seara. De unde sunteți? Din Timișoara. Mă bucur. Ați venit aici ca să vă jucați, bănuiesc. Nu. Ați venit pentru bani? Nu. Dar? Vreau să fiu prezentator de televiziune. Vă rog. Mulțumesc. Vă cedeți locul. Bravo. Hai. Vezi, mă, că-i... Da, e un început. Așa e? Da. E primul pas. Da. Da, e mai mișto acolo. Stai jos. Ești leger. Da, eu stau în picioare. Dar diamantele se creează sub presiune. Și greu de tot. Exact. Mi-a plăcut asta cu diamantul. Mă gândesc foarte serios dacă să ne avem o întrebare. Hai să nu mai ia gura pe dinainte. Fii atent. De diamante vorbeai, da? Păi, fiecare cuvânt pe care îl descoperi îți aduce câte un diamant. Descoperi un cuvânt format din 4 litere, ai 400 de lei. Unul din 6 litere, 600 de lei. Și tot așa. Edi, când nu e sigur, îmi cer literă. Te costă. Da, 100, 100 de lei pe literă. Dar, din când în când, poți să oprești timpul. Ai jumătate de minut. Ce nu te-am întrebat cel mai important? Câți ani ai, mă, Edi? Cât credeți că am? Așa. 17 jumătate? Mulțumesc frumos. 25. 25 de ani. Puștule, fii atent. Edi, ești pregătit? Pregătit. Prima definiție. Simplu de tot. Ai venit să ne iei banii, da? Ok. A crește în dimensiuni, în număr, în cantitate. Un verb la infinitiv. Ia-ne banii. Mări? Mări! Oh, ho, ho! În 7 secunde ai 400 de lei. Perfect, ăsta e drumul. Documente emise de autoritate, de o autoritate, prin care se atestă un fapt. Act.
Zim pluralul. Acte. Ăsta e. Edi, am așa o impresie că o să câștigi o mulțime de bani. Doamne ajută. Am așa, că citești? Îți place să citești? Da, mai am îndrednicirea asta. Da. La, ca hobby, ca pasiune, chiar citești? Da, citesc ca idee 10 pagini în fiecare zi. M-am creat așa, un obicei. Așa ți-ai propus? Da. Unii citesc ca să adoarmă, alții citesc ca să se trezească. Foarte frumos, da. Dar acum trebuie să vezi în care parte ești. Mă bucur. Deci 10 pagini pe zi. Da. Edi, vas din tablă sau material plastic folosit pentru păstrarea sau transportul lichidelor? O literă? Hai, o literă să-ți dăm. E recipientul ăla utilizat pentru păstrarea unor băuturi. Vezi că eu vorbesc foarte așa mult cu cuvinte, cu definiții. Dar cuvântul e atât de simplu. Mai dă-mi o literă, te rog. Hai. E din plastic, Edi. E din metal. Cred că e sifon. Uah! Ce bun e finalul. Ce bun e finalul. E mai mare decât sticla. Bidon. Bidon, Edi! Bidon! Bidon, măi, sifon, bidon! Fii atent. 5 litere. În clipa asta ai 1100 de lei. Mai ai 3 minute și 17 secunde. Ești foarte bine. Mă uit la tine. Mă uit la invitații mei. Arată bine toți. Partea anterioară a corpului la om și la animale cuprinsă între torace și pelvis. M-am uitat la tine, m-am uitat la oameni, m-am uitat la invitații mei. Să nu șoptești, Robert. Litera? Hai, una. Țesutul adipos se depune. Și ce formează el când se depune? Grăsime? Ce bun! Litera? Hai o literă, Edi. Partea de jos a pântecelui. Burtă. Ăsta e cuvântul. Burtă. 1400 de lei. Eu dacă nu am, nu e cazul. Ți-am zis adineaori, m-am uitat la tine, m-am uitat la toți invitații, supli. N-ai fost atent. N-am fost. Recunosc. Fii atent aici. Ascultă-mă. De-aia e frumoasă viața, că vorbim, că ea devine... A lucra cu acoarele sau creioane pigmentate. Noi, de fapt, asta facem cu viața. O pictăm, îi dai o anumită nuanță unui obiect. E verb, e un verb la infinitiv. Litera? Hai să fie, 1400 de lei avem. A lucrat cu acoarele sau creioane? Da, sau creioane pigmentate. Ce faci când ai acoarele cu ele? Ce faci? Pictez. Păi pictez, dar nu neapărat pictez. Ei mici ai mei nu pictează. Acum sunt mari. Da, ei mici și ai mei. Litera? Mai dați-mi o literă? Ai o literă? N-ai copii, că ai 25 de ani. Nici nu ești căsătorit, mă uit la tine. Litera? Când vopsești, ce faci când vopsești, Edi? Văruiesc. Văruiești. Un minut și 50 de litera? Secunde. Uite, ce culoare are asta? Roșu. Roșu? Da. Ce tare, roșu. Exact. Și masa e? Romb, albă. Adică? Colora. Atât timp ți-a luat, Edi. A colora. Da. A colora. 1600 de lei. Fii atent, Edi. Hai să ne calmăm acum, da? Da. Mă uit la timp. Un minut și 37 de secunde. Mă, nu-i bine. Coloratul ăsta ți-a luat un minut. Mama lui de colorat. Timpul. De acum timpul, Edi. Atenție, da. Hai să-l oprim din când în când și ai jumătate de minut să găsești cuvântul. Mare grijă, suntem la cuvinte formate din 6 litere. 6, da? Atenție la timp. Edi, împuternicire obținută de politicieni prin votul alegătorilor. Litera? Hai una. În baza lui se obțin funcțiile de primar, de senator, vot, de alegere, de deputat. Uite timpul ăsta cum trece. Literă? Parlamentar, ministru. Literă? Hai cu timpul. Hai cu timpul. Literă? Mă, Edi. Literă?
Președintele Iohannis e la al doilea. Mandat. Mandat! Hai cu timpul! 1700 de lei, 1 minut și 2 secunde, mandat, 7 litere. Mai greu, nu? Nu, ăsta e ușor. Ăsta e ușor. Ăla care vine, dacă treci de ăsta, ăla care vine e un pic mai greu, dar ăsta e foarte ușor. Foarte. Fii atent. Include tot spațiul, Edi, toată materia, energia, timpul și pe noi, tot include. Univers? Ăsta e! Perfect! Univers! 2400 de lei. Mi-a plăcut răspunsul. Și l-ai dat din prima. Ai recuperat ce ai pierdut la coloratul ăla. Doamne ajută! Bun! 58 de secunde. 2400 de lei. Edi, mai departe. Ăsta ți-am zis că e un pic mai... O idee. O idee. Cușcă mică făcută din vergele de metal sau de lemn. Litera? Litera? Construcția aia. O cușcă aia. Cușca în care intră... Litera? Cotețul pe care îl porți, în care ții închise tot felul de păsări. Litera? Coteț. Colivie! 2700 de lei, avem 37 de secunde, cu timpul ne bate medii, da? 8 litere, cuvânt format din 8 litere. Lovitură dată cu degetul mijlociu încovoiat, apăsat sub cel mare și destins apoi brusc. Literă? Mă, nu mai șopti, mă, literă? Robert. Bobârnac. Ești tare, Edi. Bobârnac. 3300 de lei. Ăsta e Bobârnac. Rog, concurenții, onorați concurenți. Știu că acolo e ușor. În spatele toți. Bobârnac. Acolo, când vin aici, toți... Blanc. Edi, 8 litere. 3300 de lei. În 26 de secunde trebuie să ne descurcăm. Timpul, puștele. Ok. Marketing ai terminat. Marketing. Licență Marketing Master. Ai stat la cămin? Da. Bun, la etajul 1, 2... Nu, la 5. Camera 512. 5? Ce bă, tot dai din casa asta. Îmi place de mor la tine. Tot bravo. Gagici pe acolo? Da, ea. Nu mai zic, gata, știu că tot zici. Stai, ascultă-mă, Edi. La etajul 5 ai stat, da? Da. Separeul dintr-o casă care are pereți inclinați în două unghiuri diferite. Literă? Deci casă, da? Casă. Literă. Separeul dintr-o casă... Mai uite-te și la mine. Separeul dintr-o casă care are unghii înclin. Literă? Hai o literă. Pareul dintr-o casă. Cu 11 secunde înainte, ai oprit înainte de final. Da. Are tavanul și pereții oblici. Mansardă. Mansardă, Edi! Mansardă! Bun! Mansardă! 3800 de lei. 3800. 11 secunde. Cum împărțim noi astea 11 secunde? La 4 cuvinte. Că tu mai ai 2 cuvinte din 9 litere și 2 din 10. Tu știi asta. Vedem. Că litere nu prea poți foarte multe să-mi ceri. Ai pierdut la coloratul ăla. Acolo a fost, acolo. Edi, 11 secunde. Hai, sisteme tehnice alcătuite din mai multe piese litera. Mobile și fixe care sunt angrenate litera. Între ele. Literă. 6 secunde, oprește-l. Bun, 5 secunde. Mecanisme. Extraordinar! Mecanisme! Bravo! Excelent! 4300 de lei. Mamă, cum ți-ai revenit pe final? 5 secunde pentru 3 cuvinte. Hai că poți. Nu e obligatoriu să le luăm pe toate, dar obligatoriu să faci cât mai mulți bani. Corect. Edi, 5 secunde, 4300 de lei. Din 9 litere, definiția ar fi așa. Om greu de suportat. Literă? Literă. Insuportabil. Sau e bine. Insuportabil. Foarte bine, foarte bine. O să zici... Deranjant. Da, ești... Hai, mai caută la insuportabil. Trezește antipatie, mai zi. Antipatic. Mai zi. Ursuz, mai zi. Intolerabil, dezagreabil. Nervos. Mai zi. Urcios. Mai zi, că nu pot să te ajut cu litere. Mai zi. Nu mai vin. Nesuferit. Da.
Și nu să te ajut, dar nu poți să te ajut cu litere, știi? Da, cu începutul. Am apăsat... Măcar dacă îți venea prima literă, un N, dacă îți venea, ce bine. Da, era. N, Nesu. Cum a fost? Interesant. Interesant. Două cuvinte ți-au mai rămas. De 10 litere. Ok. Știi cât însemna asta? 2000 de lei. 2000 de lei. 1000 de lei, cuvântul se adăugau la... Ție timpul ți-a venit de hachedi? Doar timpul. Minutul ăla colorat. Acolo a fost, da. O să ții minte culorile când o să te căsătorești și o să zică nevasta, mă, cum colorăm și noi casa asta? Să nu pronunți cuvântul colorat. E, nici chiar așa, că acum l-am învățat, acum nu mai urc. Acum ții minte. Băi, da. Mulțumesc că ai fost cu noi, Edi. Mulțumesc și eu. Toate bune. Mulțumesc. 3500 de lei. Cine adună cei mai mulți bani din cuvinte, pleacă cu ei acasă. Ce zici, Lorena? Încercăm? Încercăm. Hai, succes! Să te văd! Bun venit, să rămână! Bine v-am găsit! Ești ok? Moldoveancă. Da. Plecată în Ardeal, din Botoșani? Da, Botoșani. Din Botoșani, Botoșani, da. Și ce faci? Ai terminat Babeș și Boiai când? Da, în 2016. Nu, în 2019. Oh, ce ai terminat? Ce... Administrație publică. Publică. Oh, oh, oh. Și ce faci, Lorena? Sunt secretar la o universitate din Cluj-Napoca. Dacă nu sunt indiscret, ce universitate? Universitatea de Medicină Veterinară și Științe Agricole. Excelent, super. Și faci și altceva în timpul liber? Da, lucrez la o florărie în timpul liber. Wow, îți plac florile? Da, designul floral. Excelent. Da. Păi, încet, încet poți să-ți deschizi o florărie. La asta visez. Excelent. Am emoții, de obicei vorbesc mai mult, dar acum... Văd că... Am emoții. Doar... Asta încerc un pic să te fac să scap de ele. Să... se câștigă bine din florărie, așa-i? Da, da. Dacă pui pasiune, da. Și muncești foarte mult, da. Ca oriunde, de fapt. Fii atent. Trebuie să scapi un pic de... Ești vorbăreață de obicei, da, da, nu? Da, sunt foarte vorbăreață de obicei. Când vii un oamenii, când vin aici... Se întâmplă ceva, habar n-am. Luminile, cred. Zici? Luminile, da. Începem? Începem. Că vorbeam de vorbăreață. Ok. Așa cum ești tu. Vorbăreață, vorbăreață. Din 4 litere. Hai să vorbim. Conversații online, Lorena. Chat. Ho, 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 ho! Într-o secundă. Chat. Gata, asta era. Gheața s-a spart. Tot din 4 litere. Navă luxoasă ancorată în porturi. Iacht. Aoleu, aoleu, aoleu. 800 de lei în 2 secunde. Foarte bun concurent. Foarte. Mai scurte cuvintele, vedem mai încolo. La 5 litere ne ducem. Șuncă specială preparată din carne grasă și afumată. Ah, aici, că de asta te-am întrebat. Bacon. Oi, ești tare. Ho, ho, bacon. Știam, dar nu eram... Și nici nu ți-am spus-o cu englezismul, știi? Am vrut să zic cu englezismul, că e m-am cuvânt. Gândit. 5 litere, avem 1300 de lei, 3 minute și 51 de secunde. Foarte bun, foarte bun timpul. Ah, nu știu ce să zic de cuvântul ăsta. Reproducerea în Ipsos sau ceară a unui obiect, Lorena. Literă? Hai, o literă. Modelul după care se croiește, să zicem, un obiect de îmbrăcămini. Tipar. Ih! Sau mai zi, tiparul în relief. Tipar e bine, dar în relief. Mulaj? Ăsta e! Mulaj! Perfect! Wow! 1700 de lei! Citești? Aș vrea să citesc mai mult. Lucrez într-un domeniu unde citesc în fiecare zi foarte mult și nu-mi rămâne timp. La serviciu? Da, la serviciu, da. Câți ani ai mai zis, bătă? 25, acum mă gândeam că poate nu... Să vedem. Poate nu? Poate e un cuvânt pe care nu o să-l ghicesc. Mă gândesc prea mult. Nu mai copii. Nu mai copii. A fost un cuvânt într-o emisiune cu cobitul. Nu mai copii, Lorena. Ascultă-mă. Fii atentă. Simplu. Uite ce simplu e. Îl folosești în fiecare zi. Nu știu dacă în fiecare zi, dar îl folosești. Și face spume. Nu știu dacă în fiecare zi, dar mereu îl folosești. Literă?
Până la legi, îți ia timp. Literă? Poate să fie lichid sau poate să fie, am văzut și varianta aia de pulbere, uscat, cum ar veni. Adică nu neapărat lichid. Literă? Să știi că literele te costă. Îl folosești, face spume. Tu ce face spume? Ce folosești tu și face spume în afară de iubitul tău? Șampon. Păi vezi, Lorena. Păi vezi. La asta m-am gândit prima oară. La ce? La iubit? La un om care face spume. La un om? De ce te duci atât de complicat? Îți face spume. Ce fa? Săpunul, șamponul. Oamenii. Aș schimba direcția traiectoriei inițiale din 6 litere. E un verb la infinitiv. Literă? Îți schimbi brusc direcția în urma lovirii cu un alt obiect. Literă? Gândește-te proiectilele care ating pământul sau ceva. Ce atinge pământul, ce face? Când vine de sus, atinge pământul și... Uite, vin. Literă? Uite, o minge, da? Atinge pământul. Hup, sare. A... Literă? Știi biliard? Joci biliard? Nu. Uite-te aici. Ia. Aricoșa. 2200 de lei, 2 minute și 25 de secunde. Cum îl cheamă pe iubitul tău? Alex. Alex. Să-i spunem că are o iubită foarte frumoasă și că nu are de ce neapărat să fie care umblă cu nasul pe sus. Arogant? Ăsta e! Arogant! Perfect! 2900 de lei! L-ai nimerit pe ăsta într-o secundă. Ai avut de-a face cu ei, nu? Da. Da. Din păcate. Aroganți. Arogant. Nu că ar fi neapărat ceva greșit în unele situații. Lorena, din 7 litere. Acțiune prin care altcineva are control asupra trăirilor tale. Interesantă definiția asta. Ia gândește-te la ea. Altcineva are controlul asupra trăirilor tale. Foarte interesant. Uită-te în ochii mei. Te ajută asta. Substantivul, acțiunea, cum se numește? Substantivul. E foarte hipnoză. Bine. Hipnoză, Lorena! Hipnoza! 3600 de lei! M-ai ajutat. Hipnoza. În clipa asta l-ai bătut pe Eddie. Ești pe locul întâi. Cine câștigă cei mai mulți bani, pleacă cu ei acasă. Să câștige cel mai bun. Cel mai bun să câștige, îmi place asta. O spun mereu, cel mai bun să câștige. Eddie nu și-a drămuit bine timpul și n-a ajuns să vadă toate cuvintele, toate definițiile. Tu mai ai 2 minute și 5 secunde și ai deja 3600 de lei. Din 8 litere, definiția e simplă. Armă de foc cu repetiție. E adevărat, ești o doamnă, ești o femeie, asta cu armele de foc. Se mânuiește cu o singură mână. Literă? Poate să fie de diferite dimensiuni. Literă? E mic, Lorena, e mic și se mânuiește cu o singură mână. Mă rog, în filme mai... Literă? În filme mai și cu două mâini. Literă? Are o singură țeavă și un butoiaș. Fii atentă. Ești foarte atentă doar la ecran. Are o țeavă. Înțeleg. Literă? Că... Ok. Ai pierdut? Revolver. Ai auzit de cuvântul ăsta? Nu. Am auzit, dacă l-am știut, dar nu știam pronunția exactă. Revolver. Una e revolverul, alta e pistolul. Nu știu cum arată, nu pot să mi-l imaginez. Butoiaș. Are o țeavă și cu butoiaș. Ăla e revolverul. Okay. La care, unde în butoiaș bagi cartușele. De la ruleta rusească? Se face ruleta rusească cu revolverul. Știi și aia care întorc butoiașul ăla. Ăsta e revolverul. 3900 de lei. Ți-a luat... A fost greluț. Pentru mine. Lorena, 8 litere. Foarte simplu. A pronunța sau a citi rar.
Asilabisi. Ești extraordinară. Extraordinară. Într-o secundă mi-ai dat răspunsul. Bravo. Ohoho, 4700 de lei. 9 litere. Acum e acum. 9 litere. 4700, 1 minut și 12 secunde. Butelie obligatorie. A? Butelie obligatorie. Stingător. Sau, ce bine te-ai dus pe drumul ăsta. Sau, ce... acum era bun o literă. E adevărat, e nelipsit din nicio clădire. Ăsta e. E sinonim. Centrală, stingător. Nu, ăsta e, pe care l-ai zis, ăsta e, dar e sinonim. Și în mașină trebuie să-l ai. Ăsta are inelul ăla de siguranță. Da, stingător. Da, da, ăla mare, ăla mare, roșu și plin de, da, spumă. Știu. Îl știi, mare, roșu. Hidrant. Plin... Nu, stingător. Fii atentă. Extintor. A, ăsta era, ăsta era sinonimul. Mamă. Știam, îl vizualizam, dar nu mi-a venit. Încă se poate. Da. Ești pe locul întâi, care nu poate să existe, Lorena. Din 9 litere. Adjectiv este. Am Litera? Trecut în ultimul minut. Care nu poate să existe, n-are cum să existe. Imposibil. E imposibil, ăsta e, perfect, bravo. 4600 de lei. E imposibil. Suntem la ultimele două cuvinte. Okay. Avem timp. Da. 53 de secunde. Încep? Da. Curaj acum. Care se referă la mediul mărilor, oceanelor sau a altor ape. Literă. Adjectiv ăsta. Ți-a luat 100 de lei. 44 de secunde. Se petrece sub apă, Lorena. Ce să mai atâta? Literă. Hai încă o literă. Care literă? Se află sau are loc în adâncuri. Literă. Literă. Sub apă. Când se petrece sub apă. Subacvatic. 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 Lorena, da. Cuvântul de 1000 de lei. Mi-a plăcut calmul tău. Mi-a plăcut bucuria ta de a juca. Da. Impunerea restricțiilor de la mâncare sau băutură din 10 litere. Literă. O literă. Literă. 6 secunde. Literă. Cumpătarea aia autoimpusă. L-am oprit. Lorena, da. Privare, restricție. Restricție autoimpusă. Cumpătarea. Când benevol te oprești de la satisfacerea anumitor plăceri. Depinde. Poate să fie mâncare, poate să fie sex, poate să fie orice. Interdicție? Ia uite ce ușor e. Abstinență. 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 Era ușor. E foarte bine. 4400 de lei. Îți doresc să ajung să-ți deschizi o florerie. Mulțumesc. Să fii un fericit proprietar, o fericită proprietară a unei proprietăreasă de florerie. Mulțumesc. E visul frumos. Tău, nu? Da. Lorena, să ai o viață frumoasă. Mulțumesc. Plină frumos. De flori. Mulțumesc. Frumos. Dar, dar. Lorena a trecut pe prima poziție. Câți bani adună din cuvinte? Alin! Hai să te văd, Aline. Salut. Ești bine? Da, sunt foarte bine. Complicată concurență în seara asta. Să spunem, da. Să spunem, dar ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt student în Brașov, la Facultatea de Sociologie și Comunicare. Sociologie, în ce an? În anul 3. Și când termini, unde te duci? Nu știu exact, dar rămâne de văzut. Ești pregătit? Da. Fii atent aici, nu mi-ai zis anii. 21. Ești perfect, adică ești fruct bun de mâncat? Din 4 litere? Literă, te rog. Ai una. Copt. Asta e. Bravo, Aline.
Copt. Copt. Tot din 4 litere. Corp sferic folosit drept ornament. Sferic. Literă. Poate să fie de plastic, de lemn, de... Literă, te rog. Jocul cuvintelor, eu te-am dus pe un drum al cuvintelor, da. Literă. Nu știu. Glob? Glob. Obiectul ăla sferic e reprezentat pământul, globul, știi? Dar eu te-am dus pe drumul ăla, globurile de Crăciun, de, da, 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 de plastic, de lemn, de, de toate, cum or fi ele, de sticlă, glob. 400 de lei, 3 minute și 33 de secunde. E greu? Un pic este. Alin, plante medicinale, medicinale cu frunze dințate și cu flori puternic mirositoare. Literă. Literă. Sigur faci din ea ceai. Mentă. Mentă. Mentă, Aline. Menta, freca menta. Asta da, asta fac. Știi de unde vine asta cu frecatul mentei? Nu. Cu ani de zile, cu mulți ani de zile în urmă, oamenii mâncau fără față de masă, știi? Pe mese din lemn. Și mesele alea deveneau slinoase. Și servitorii, slujitorii aveau drept treabă să le frece cu mentă. Ca ele okay. Să reîmprospăteze lemnul ăla. Și aia era o meserie excelentă, că toată ziua țuleai și frecai. De aici vorba, a freca menta. Aline, 700 de lei ți-a adus menta, ai 3 minute și 22 de secunde, rămânem la 5 litere. Uite definiția. A potrivi, a îmbunătăți gustul unui preparat, Aline. Literă? Hai! Literă? Uite, și asta poate să fie și varianta asta. Și sensul ăsta. Adrege? Adrege, când îți dregi vocea. Adrege. Când și tu șești înainte, îți dregi vocea. Dar am dus-o în zona aia de a îmbunătăți gustul unei mâncări. 1000 de lei. 3 minute și 4 secunde. 6 litere. 6 litere. 20 și? 1 de ani. 1 de ani. Alin. Reparația unei gropi apărute în asfaltul șoselelor. 21 de ani, toată copilăria ta ai trăit cu ele, o să trăiești și o să îmbătrânești cu ele. Petici. Ei, te-ai grăbit acum aici. Umplerea unei gropi cu asfalt. Gropile, le vezi în toată țara, e plină țara de ele. E substantiv ăsta. Soția mea e medic stomatolog. Da. Face treaba asta. Plomba. A plomba. Substantiv. Substantiv. Plombă. Plombă! Perfect! Îi datorez soției mele niște... 1600 de lei, 2 minute și 57 de secunde, zâmbetul tău ăsta care excelent la 21 de ani stă pe fața ta și îmi place că dă un optimism așa. Mulțumesc. Celor care se uită. Dar, să nu, da? Vale... adâncă și îngustă, cu pereți abrupți. Să nu-ți piară zâmbetul. Literă? Are o bază îngustă. Literă? De obicei, baza îngustă e ocupată de albia unei ape. Canal? Bun început. Canalul e ăsta unde lucrez eu acum. Canion? Strâng mâna. Excelent! Ți-a reapărut zâmbetul! Excelent, puștule! Canion! 2000 de lei, 2 minute și 40 de secunde. Mă duc la cuvinte formate din 7 litere, domnule student. Lichid care conține unul sau mai mulți compuși chimici în stare dizolvată. Uf! Literă? Știu, și eu m-aș strâmba. Amestec compus din două... Literă? Fii atent, că pierzi banii. Amestecul compus din două sau mai multe substanțe. Literă? Bun, o iau altfel. Îți place matematica? Nu. Dar când... Ce încerci să găsești la matematică? Răspunsul, rezolvare. Eu acum, de exemplu, aștept de la tine un singur lucru. Aștept o...
un cuvânt, o explicație, un... O rezolvare, corect, la matematică. Mă întorc acolo, că e cel mai ușor. Ce aștepți? Profesorul așteaptă de la tine să o... Soluție. Da. Soluție. Știi? Greuți? Greuți. Soluție, greuți. La matematică. Soluțiile de la matematică. Nu mi-a plăcut niciodată. Și nici soluțiile cu lichidul. Dar ce-ți place? Ce te pasionează mult de tot? Îmi place să ascult muzică foarte mult. Muzică. Muzică. Da. Asculți muzică. Da. Asta e cuvântul. Festivitate organizată cu ocazia unui eveniment. Tu ai spus că asculți muzică. Hai, Aline. Sărbătorirea unui eveniment, o petrecere. Anivers. Unde se ascultă muzică? Concert. Nu intră. Auzi, tu mi-ai zis, bă, ascult muzică. La grădiniță, la finalul anului. Da, serbare. Cum? Serbare. Serbare! Serbare! Festivitate organizată, da, cu ocazia unui eveniment. Serbare. Te văd așa nemulțumit de tine sau de mine sau de întrebări? Nu, cred că puțin de mine, un pic doar. La serbare? Da, ți-a ieșit. Am serbare. Mai fost. Nu, la soluție. Cred că da. La soluție. Alin, 8 litere, 2300 de lei, 1 minut și 56 de secunde. Care muncește? Din 8 litere. Muncitor. Muncitor sau... Lucrător. Cum? Lucrător. Ești fantastic, asta e, asta așteptam de la tine, lucrător. Ne-am întors în luptă, 3100 de lei, 1 minut și 50. N-am plecat niciodată. 4, n-ai plecat, așa e, îmi place, n-ai plecat din luptă, corect. Dar ne-am oprit acolo, soluția aia. Alin. Dorință puternică, cuvânt din 8 litere? Găsești? Literă. Literă. Dorință puternică. Literă. Literă. Sentimentul care te face să duci la îndeplinire o acțiune. E acum eu îți dau o definiție așa foarte... Literă. Să vezi ce ușor e. Ispita celui slab de înger. E o ispită, e o... ăla slab de înger, cade pradă unor... Tentație? Ho, 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 ho! Tentație! 3500 de lei, 1 minut și 31 de secunde. Din 9 litere. Ok. 21 de ani, hai puștule! Prezentarea unei lucrări la un examen pentru a obține un titlu sau un post. Literă. Literă. Avem timp, nu ne grăbim. Literă. Literele ne costă. Literă. Ascult. Și literă încă o dată. Mamă, 100, 200, 300, 400, 500 de lei ai cheltuit pe litere. 500 de lei ți-am luat din litere, cel în 5 litere. Încerc să mă duc în alt sens. Masa asta. Da. O vezi, da? Da, da, da. Câte picioare are? 4. 4. Ce fac picioarele cu masa? O susținere. Am prins, nu? Ah. Asta este. Adică încercam să-ți găsești, știi? Da. Masă sus, masa sus, picioarele susțin. 9 litere? Da. Ai carnet? Da. Dar nu prea îl nu folosesc prea conduci. De mult. Nu. Nu prea conduci. Nu prea. Da, dar știi despre asta. Okay. Convenție de taxare a șoferilor impusă de Uniunea Europeană. Literă? Ai, Aline, ai. Literă. Circulația pe drumurile publice. Mergi pe, nu... De... Rovinieta. Rovinieta! Mama ei de rovinietă. Rovinietă, 3800 de lei. Bun. 10 litere. Cât ai, Lorena? 4400. 4400. În clipa asta tu ai 3800.
și ai două cuvinte formate din 10 litere. Putem. 3800 cu 10 înseamnă 4800, cu încă 10 înseamnă 5800. Te poți duce pe prima poziție. Alin, tot ce trebuie să faci e să spui cuvântul cu definiția aparat pentru separarea substanțelor cu densitate diferită dintr-un amestec. Literă. Pare greu, dar nu e greu. Literă. Cer la litere. Literă. Folosit în ascultă-mă. Folosit în laboratoarele de cercetare. E folosit în laborator, se folosește. E un literă. E un aparat care se bazează pe o anumită forță. Literă. Forța are același nume, Aline. Tu îți dai seama cum pierzi sutele de lei? Literă, literă, cerându-l? Literă. Ai vorbit serios? Nu te poți abține, e ca fumatul. Nu te poți abține ce litere și când nu mai vrei să ce litere oprești. Separarea substanțelor. Da, da. Aparatul se bazează pe o forță care are același nume. Ce? Cum? 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 Ăsta. Asta e. Centrifugă? Ei! Centrifugă! Forța centrifugă și forța centripetă. Că tentația unui obiect de a urma o cale curbată, de a se duce departe de centru. Da. Forța centrifugă. 4200 de lei. 4200. Lorena are 4400. Vă despart 200 de lei. Vă despart două litere. Alin, nu rata cuvântul următor. E ultimul cuvânt, ultimul, e format din 10 litere și e caracteristic și ție la 21 de ani și Lorenei la 25. E caracteristic vouă, e caracteristic oricărei vârste, de fapt. Ia uite, stare de tristețe amestecate cu visare și cu dorința de izolare. Literă. Și timpul e complicat acum, 17 secunde, 15 chiar. Melancolie. Ești fantastic, Aline. Melancolie! Extraordinar! 5100 de lei! Melancolie, îmi place politețea ta. Îmi place bunul tău, simți cum se cădenia ta. Melancolie! Din când în când îți revine zâmbetul, așa pe pam! Când câștigi și te bucuri. 21 de ani. Da. Să ai o viață cât mai frumoasă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Crește potul de la concurent la concurent și acum fiți atenți, pregătiți-vă de Rodica! Jocul cuvintelor! Dă rog mâna, Rodica! Mâna, da! Ești bine? Da! Auzi, iartă-mă! Știi tu de ce? Știu ce vrei să mă întrebi. Nu, știi tu de ce să mă ierți? Da. Ne-am întâlnit înainte de a începe emisiunea, am vorbit și mi-ai spus tu mie, mă, Dane, vreau eu să fiu prima, că am niște... Și te-am tot ținut la grătar. Am fiert acum, în sub propriu. Da. E bine acum, e bine. Ce faci, Rodica? Bine, am venit să mă mai simt că trăiesc după 2 ani de pandemie și de stat... pe acasă. Așa, pe acasă. Cui, da. Ce faci? Cu ce acum? Sunt pensionar, mai și lucrez, am și o mică firmă de contabilitate pentru asociații de proprietari, adică eu zbârlesc părul o dată pe lună. E bine, adică te ocupi de anumite de blocuri, nu? Da, la asociații de la blocuri, le ții lor contabilitatea. E bine, dar ce ai făcut? Ce te-ai ocupat? Am fost inginer. Am lucrat în cercetare vreo 16 ani, după care cercetarea a decedat. S-a adus în România cercetarea. Am fost și ziarist, 2 luni. Nu cred. După Revoluție? Da. Da. M-am reinventat, am învățat contabilitate. Au fost grei ani aia, în care nu știau oamenii ce să facă. Au apărut tot felul de... Copiii de azi înțeleg greu schimbarea aia bruscă din 89. De fapt, când le povestesc, nu înțeleg. Și îmi pare rău că am pierdut un timp atunci după Revoluție, nu știu ce așteptând. Nu, inerția. Rodica, ai copii? Am un băiat de 40 de ani. N-ai pierdut nimic? Da. Ăsta e punctul. Da.
De aici nu mai are rost să mai vorbim. Cum îl cheamă? Răzvan. Răzvan. Doamnește. E mândria mea. Mi-am dat seama. Te-ai luminat dintr-o dată. Da. Rodica, am cuvinte pentru tine. Ești generația care a trăit din rebus. Da, da, da. Așa-i? Da. Știi, un secret al acestei emisiuni e tocmai că am luat un filon pe care românul l-a exploatat mult de tot. Da. Rebusul. În orice tren te duceai, oriunde, oamenii stăteau cu un pix în mână și dezlegau cuvinte încrucișate. Ții minte? Da. Nimeni n-a exploatat asta la televizor. A venit jocul cuvintelor. Dar România a fost un joc național. Da. L-ai practicat? Da, da, da. Rebus. Mulți ani însă, după Revoluție, prinși în toată vâltoarea... L-am uitat. Și acum am început din nou, da. Hai să-l începem din nou. Hai să vedem. Fii atentă. Din 4 litere. Hai să ne întoarcem la rebusul ăla pe care l-am uitat noi o vreme. Da. 4 litere. Uite cât de simplu e. Ac cu gămălie. Bold. Bold! Ne-am întors la rebusul ăla uitat într-un sertar undeva. Bold. Rodica. Vas prin care sângele se întoarce spre inimă. Vena. Ai de mine, în 5 secunde 800 de lei. Și aveai emoții. Am emoții, normal, și acum. Da, uite cu câtă lejeritate. 5 litere. A hotărând deplinirea unei acțiuni pentru un moment ulterior celui stabilit inițial. Rodica. Amâna. Uai. Amâna. Îmi place. Excelent, îmi place. Nu mă lăuda prea mult. Bine, nu mai zic nimic. Rocă sedimentară calcaloasă, organică, albă, poroasă și moale. Literă. Prima dată când îmi cer literă. Poate fi prelucrată, fii atent. Poate fi prelucrată sub forma unor batoane. Ce tare asta. Creta. Creta! Creta! Știi, batoanele de crin. Nu mai știu dacă mai scriu copii. Nu cred că mai. Nu mai. S-a dus. Cu marker, nu? Cu marker, cu la școală, au tot felul de ecrane. Dar ții minte, creta când scârția. Da. Și când profesorul voia să ne facă atent, scârția intenționat. Mie îmi trecea cu creta în cap. N-ai pățit-o? Nu, că am fost elev cu mine. Ei, eu stăteam undeva așa mai pe la mijloc și când ori, băi, negru, bam, o cretă în cap. Era, acum era la știri profesorul ăla, dacă tu, omule, stimați respirator, era breaking news. Un profesor a dat cu o cretă în cap unui copil. Câte crete am luat în cap? 6 litere. 6 litere. Să nu te laud? Nu. A se sustrage nemotivat de la îndeplinirea unei obligații. Noi am vorbit... Chiuli. Băi, Rodica, fantastică! Iartă-mi apelativul de băi, dar nu m-am putut... Rodica, fantastic! 2300 de lei, 3 minute și 32 de secunde, 6 litere. Lichide cu care se acopere unele corpuri pentru a le feri de umezeală sau de rugină. La plural? Uh-huh. Lacuri. Ai de mine și de mine! Lasă-mă să strâng mâna prima dată. 2900 de lei? N-a trecut niciun minut? 3 minute și 24 de secunde, taci, gură, n-o mai lăuda. 7 litere. Să știi că acum începe emoții. Știu. E un cuvânt ușor relativ, dar o să-ți enumăr, o să auzi niște nume care nu sunt neapărat de dinainte, sunt după 89. Sunt o babă modernă. Jordan, James, Johnson, Mureșan. Ăla primul. Baliști. Ăla primul, știi. Ăla primul. Literă. Sportul. Basket. Basket. Basket! Jordan, cu Jordan când am început Michael Jordan. Basketbalist, sportul, basketul. 3500 de lei. Mă uit cu teamă la puștul ăsta, Alin. Ce bătălie a generațiilor. Rodica, cât ai, Aline, în portofel, în coșul de basket, cât ai? 5100. 5100 de lei, ține-te bine.
câteva secunde mai ții banii aia în coș, dacă mergi așa, Rodic, taci, să nu o lăudăm. Mm-hmm. Asta cu lăudatul, s-o ții minte că are legătură. Partea cea mai înaltă a unui munte sau a unui deal din 7 litere. Literă. Hai cu o literă. Literă. Culme, Rodica, vârf, culme. Literă. Mijlocul, când faci un lucru, că am vorbit noi adineauri, de performer, de când faci un lucru bun, da. Ești mângâiat. Da, când faci un lucru bun. Ai, că te simt, te simt că știi, faci un lucru foarte bun. Și atunci vine cineva și te mângâie, de exemplu, pe vârful capului te mângâie. Creștet. Trebuia să mai iau o literă. Ai văzut ce am spus să nu mă mai laud? Să nu te mai laud atâta. Dar nu te-am lăudat. Bine, nu mai spun, promit. Creștet. Da. Știi, vârf. O plitare? Da. Nu e ușor ăsta. Crește-te era un pic mai ușor. E, na, că ți-o fi mai bine acum, dacă nu te laud. Ia, da. Na. Și văd că nici nu te prea descurci, așa. E bine așa, zic așa? Da. 3100 de lei, 2 minute și 48 de secunde. Notare sintetică, schematică și sistematică a datelor unei probleme. Vederea de ansamblu. Priveli, când privești... Vederea de ansamblu, de literă. Sus. Faci un... Literă. E lucrare. O lucrare, o redare succintă. Literă. Redarea succintă a unui conținut, a unei lucrări. Aia înseamnă că îi faci ce? Literă. Rodica, scoți datele esențiale a unei probleme, a unei lucrări. Conspect. Zi tare! Conspect. Conspectul ăsta era. Asta a fost greu. Și ăsta a fost greu? Da, nu-mi pică fisa. Știi că e greu dacă nu pică fisa atunci, că poți fi foarte ușor de fapt. Oamenii la televizor sunt convins că mulți zic conspect, au zis de câteva secunde. Știi? Și eu făceam la fel acasă. Așa-i? 3500 de lei, 2 minute și 9 secunde. Nu doar că-l știi. Vorbești mereu despre el, despre acest, zic, obiect eu, da? Da. Fii atent. În câteva secunde îmi spui. Preparate alimentare crocante sub forma unor bețișoare. Oh. Sub forma unor bețișoare. Alimentare. Literă. Se prepară repede, foarte ușor. Și eu aș ști să le fac. Sunt literă. Praf la bucătărie. Îți trebuie, Rodica, ai nevoie doar... Crochete. Nu știu, nu mă întreba. Crochete. Ai nevoie doar de aluat. Aluat. Da. Și ai nevoie de niște condimente. Atât. Atât. Aluat și condimente. Le pui într-o tavă și le bagi la cuptor. Sărățele. Hai măi, Rodica, normal. Asta e. Sărățele! Că le faci, nu? Da, nu. Eu încerc să slăbesc așa. Le cumpăr. Le cumpăr mai degrabă. Rodica, sărățele, 9 litere. Hai, mamă, ce-mi place cum redevii deodată serioasă, așa. Te uiți la trebuie mine să mă concentrez. Deodată trebuie să te concentrezi, corect. Da, dacă mă lauzi prea mult, gata. Mi se la cap. A prăvăli pe un plan înclinat, din 9 litere. Verb la infinitiv. Rostogoli. Ce tare ești. Rostogoli, 5.000 de lei. Fai de ce extra. Gata, cu lauda. Iartă-mă, am zis-o. Ce tare ești, nu? Da. Cât ai, Aline? Cu 100 mai mult. Ăsta mic, cu 21 de ani. Generația lor de TikTok, toată ziua cu deci după butoanele alea, ai văzut pe ecrane, da. Pe...
mirosul de hârtie, de rebus, de creion, ce știu ei, nu? Da, da, habar n-au. Habar n-au. Dar să nu demnă de stimă. Literă. E adjectiv ăsta. Literă. Demnă de stimă. Rodica, meritoasă. Literă. Și dacă n-am fi vorbit despre asta în ultimele minute, de nu se poate. Literă. Noi numai, noi doi despre asta am vorbit. Literă. Tu mi-ai spus mie. Eu ți-am spus. Da, ce, da? Tu mi-ai zis mie. Tu mi-ai spus și m-ai avertizat și m-ai nu m-ai amenințat, dar m-ai avertizat, mi-ai zis... Dane, te rog eu. Redutabilă. Nu. Ce mi-ai zis tu de când ai venit aici? Să nu mă lauzi. Lăudabilă. Hey! Lăudabilă! Oh, Doamne! Era culmea să nu găsesc. Cum era? Da. Lăudabilă! Era prea ușor, da. Nu, asta mi-ai zis mereu, da. Nu mă mai lăuda și uite, taci gură, chiar la lăudabile era să te încurci. Da. La câte litere suntem? Două cuvinte formate din 10 litere. Uh-huh. Suntem la final, Rodica. Uh-huh. L-ai luat pe ăsta mic? E, nu știu, stai să vedem. Deocamdată l-ai luat. Da. 5400 de lei. Rodica, cuvânt format din 10 litere, care îți aduce 1000 de lei, mi-ai povestit despre asta, te-am ajutat, să știi că acu te ajut mult. Persoane implicate în activitatea literală sau publicistică a unei apariții periodice. Pluralul vreau. 5400 de lei, am intrat în ultimul minut, Rodica. Literă. Jurnaliști. Fabulos! Fabulos! 6300 de lei, wow! O să beau... Te rog, te rog, 6300 de lei. Alin, Aline, ne pregătim pentru ultimul cuvânt. Te duci la 7300 de lei. Și eu cred că ai mari șanse să iei banii și să fii câștigătoarea serii. 52 de secunde. Lanț succesiv de mișcări ordonate și structurate care permit executarea tehnică a unui sport sau activitate sau a unei activități. Literă. Lanțul ăla succesiv. Literă. Te costă. Te costă. Literă. Rodica, 300 de lei deja. Literă. Relația aia de egalitate stabilită în cadrul unui enunț, te duc pe un alt drum acum, în cadrul unui enunț, între de exemplu, între cuvinte, între construcții, între propoziții, relația aia este o relație de... Te duc acum pe zona... Coordonare. Extraordinar! Extraordinar! Relația de coordonare. Cuvinte, propoziții sunt coordonate. Oh, oh, oh. Mă las să te laud acum, nu? Da, da, cum poți. Da. Cum a fost? A fost plăcut. Ți-am spus că mi-era dor de un pic de ceva. De adrenalină, de puțină adrenalină. Rebusul ăla pe care noi toți l-am uitat, generația ta, generația mea, mai puțin generația ta, Aline, noi l-am prins, românii l-au practicat la nivel de sport național. Da, da. Ne mergea mintea. Da. Ne mai merge mintea? Nu știu, fiecare generație cu epoca ei și cu... Mie, de exemplu, nu merge mintea sau la multe lucruri din ziua de azi. Încerc să țin pasul cât pot, dar... Lazy user, cum zice fiind. Mama, mama, da. Englezii. Rodica, mulțumesc tare mult. Să ai viață frumoasă. Mulțumesc. 6900 de lei. Mulțumesc.
6.900 de lei, doamna Rodica. 34 de ani are Robert. Hai să-l vedem. Hai, Robert! Alo, Dan. Ai, 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 ai. Nu e ușor. E provocator. Mă uit așa la fața ta, la felul tău, cum ai venit cu și din prima ți-aș nimeri profesia. Ce faci? Fac bine, Dan. Tu ce faci? Pe aici și eu, la serviciu, dar tu la serviciu pe unde? Pe la mine, prin orașul natal. Cu ce te ocupi? Sunt polițist. Polițist. Da. Că din prima, știi, e portretul. Dar ești ce, foarte... Scrie? Nu, dar ești serios, așa, e venit foarte... E aparent înșeală. E un portret, așa, e o... De da. Când ești polițist? De 10 ani. Unde, în ce oraș? Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea. Da. Litere, cuvinte. Îmi plac, da, e ok. Citești? Citești. Spre rușinea mea, în ultima vreme, nu am mai citit atât de mult, dat fiind faptul că am și alte preocupări. Mă care enervează. Necesită timp. Ce preocupări, de exemplu? Practic sporturi de contact, merg la sală, plac mașinile, motocicletele. Căsătorit? Până acum ceva vreme ziceam, dacă mă ajută Dumnezeu, scap și anul ăsta, dar cred că nu o să mai pot spune te mult. Te căsătoriști anul ăsta? Urmează. Nu, anul ăsta, dar... E pas pe... cu pas. O să tai mult din hobby-urile alea. Cred. Mă avertizează mereu și ea. Am cuvinte pentru tine, am litere, domnule polițist. Mă enervează, mă sâcâie emblema aia, ștampila aia pusă pe știi, polițist. Polițist, nu? Nu te sâcâie? Da, da, e o... Nu, preconcepție greșită. Așa cred. E, da, e o prejudecată din asta complicată. Da. Așa. Da. Noi nu i-am pus pe piedestal așa cum au făcut americanii, sunt toate filmele americane. Da, din păcate așa e, societatea românească este înverșunată așa, când vine vorba de polițist. Polițistul la noi e garșa. Dar să știți că nu suntem chiar așa. Știu. Asta în primul rând și în al doilea rând, dacă se întâmplă unele lucruri defavorabile imaginii noastre, nu este vina noastră. Așa e. Vina pleacă de mai sus. Așa e, da, da. Hai să le arătăm oamenilor că polițiștii, fii atent. 4 litere. De unde ești? Nu te-am întrebat. Râmnicu Vâlcea. Da, acolo ești și născut. Născut, crescut. Oltean, Oltean. Oltean, 100%. Oltean. Fel de a vorbi. Accent. Din 4 litere, Robert. Oltenesc. Ăla oltenesc. Ia uite. Felul de a vorbi. Cu? Grai. Grai! Grai, grai. Asta e, că era să rămân fără... Foarte simplu și mă duceam la dialect. La... Bine, n-avea treabă ca și lungime, da? Robert, 400 de lei în 6 secunde. Cel mai bine polițist, bine plătit polițist la ora asta ești tu, din România. Okay. Cine ia în 6 secunde 400 de lei? Depinde, dacă... Mă rog, dar nu le zi, nu le zi la televizor. Nu mai dau cum a dat el din casă. Nu da din casă. Bine, ok. Da, nu da din și e tot din 4, mită. E tot din 4, da. Hai să... Fii atent aici. Tot din 4 nu se mai practică. Hai să o zicem că asta cu mita se practica de mult. Eu îți dau un adverb. Nu înainte și nici după. Acum. E, vezi? Nu se mai practică acum. Acum. Acum, perfect. 800 de lei. Robert. Nu, pe dracu, nu se mai... Lasă, gata, hai. 5 litere. Dacă știi tu ceva, vezi că ai obligația să denunți. 5 litere. Fii atent aici. Ai obligația să denunți. Afla prin presupunere! Am aflat prin presupunere, nu că... Noi facem un verb la infinitiv. Dă-mi o literă. Hai o literă. Când descoperi ceva. Ghici. Ghici! Excelent! Ghici, Robert! 1200 de lei, 3 minute și 41 de secunde. Bun traseu. 5 litere. Lucru sau fapt lipsit de importanță, domnule polițist. Lipsit de importanță. Îți plac filmele? Literă. Îți plac filmele? Filme? Filme românești? Da, da. 34 de ani. Mai dăm o literă. Hai încă o literă. Ceva fără valoare. Nu-i dai nicio atenție. Cui nu-i dai nicio atenție? Unui nu-i dai atenție. Îl ții minte pe Sergiu Nicolaescu? Da. Ți-au plăcut filmele lui Nicolaescu? Te-am dus pe un drum... E simplu, sunt convins, da.
Sergiu Nicolaescu, da? A jucat în scap acum, în revanșa sau nu știu unde. Era jos și l-a întrebat Dinică. Ce ai pățit? Fleac, fleac, fleac! Fleac! Am zis. Fleac! Fleac! Ah, nu l-ai luat! L-ai zis în timp ce a apărut și pe ecran! Fleac! L-am zis un pic mai bine, ok. Fleac, fleac! Hai la 6 litere. Hai că putem. Hai că îmi place că ți-ai dat drumul. Ești ca motorul diesel. Foc care arde! Că tot vorbeam despre asta. Foc flacără. Care arde. Cum? Adjectiv. Ce ai zis? Că n-am auzit prea bine. Flacără. Flacără. Nu e. Foc care arde. Adjectiv. Care arde. Obiect care luminează. Aprins. Aprins! Aprins, Robert! Perfect! Bun! Excelent! Aprins! 1500 de lei, 3 minute și 19 secunde. Nu ne oprim! Hai că-mi place! Acum a intrat în lupte. Fii atent! Animal marin care poate să-și paralizeze prada din 6 litere. Simplu. Meduză. Oh, 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 oh! Meduză! M-a înțepat una. La mare, meduza! Da, da, da. 2100 de lei. Polițist, 34 de ani și mă uit la doamna Rodica. Asta da bătălie. Hai, Robert. Cel mai puternic mineral? Litera? Ai stat câteva secunde. Varietatea e cristalină de carbon. Diamant. Diamant! Diamant! Steaua sudul aia lui Jules Verne. Mă gândeam unde să te duc. Diamantul! Poți să iei bani mai mulți decât Rodica. Ok. Polițist, da? Polițist. Da. Fii atent la definiția asta. Metal bătut în onoarea unei persoane ilustre. Oh, că te-am întrebat adică. Litera. Robert, te-am întrebat. Polițist, da? Mi-ai zis da. Mai dăm o literă? Hai o literă. Premiul ăla plat. Premiu plat. Plachetă. Premiu plat. De onoare. Premiul ăla plat și rotund. Rotund. Medalie. Medalie! Da, mă gândeam la tipul de metal, îmi treceau prin cap argint, aur, bronz, platină. Aia e argint, dar medalie aur, e obiectul bronz, în sine, nu e materialul, știi? Da, medalie. Medalie, metal bătut în onoarea unei persoane ilustre, nu? Marian da. Drăgulescu, medalie. Gimnastică. Mai am, văd că te uiți. Avem 3200 de lei, 2 minute și 30 de secunde, timpul bine. Încă nu te presează. E bine. Viitoare conducătoare a unui principat. Complicat și nu prea. Prințesă. Prințesă. 4.000 de lei! Mă gândeam să fie atât de simplu, de-aia am stat pe gânduri un pic. Băi, să fie chiar prințesă, e ușor, prințesă, da. 4.000 de lei. Tot ce trebuie să faci, ai văzut. Să-ți păstrezi, să te focusezi pe lucruri simple. Oamenii care se gândesc la complicăciuni, la... pierd. Robert, uite un exemplu. Bucăți mici rupte dintr-un aliment. Mamă, sunt curios dacă îl prinzi pe ăsta. Litera. Sunt tare curios dacă îl ghicești. Pluralul, vreau pluralul cuvântului. Litera. Sunt foarte curios că nu e un cuvânt uzual, recunosc asta. Încă o literă. Te costă 300 de lei deocamdată. Bucată mică sau tăiată dintr-una mai mare. Ai oprit timpul. 300 de lei. Bucată mică. Bucată mică, da, sau tăiată, e adevărat, nu e un cuvânt uzual. Îl rupi cât să guști odată. Și pluralul vreau, dar nu e... Ți-am și zis-o că nu e foarte uzual. Pot să fie, de exemplu, de pâine, sau de mămăligă, sau de brânză. Plumicați. Nu e uzual, știi? Te-am... Da. Dar știi cuvântul. Știu, dar...
Nu prea se mai folosește. Asta am și zis-o, nu e uzual, da. Nu e oarecum așa un arhaism, nu e un cuvânt neapărat uzual. Am zis-o de la început. Îți zic un cuvânt care se folosește. Am câte? Mai am 4 cuvinte? 2 din 9, 2 din 10. 2 minute, polițist. 30 de secunde la fiecare cuvânt înainte de a... 3500 de lei, poți să fii pe prima poziție. Deci asta se folosește. Ăla nu e... Nu poți să zici că nu ți-am spus. Vezi că nu e foarte folosit. Da, nu am nimic de repede. Ăsta e din masa vocabularului, folosit de noi toți. Urmă ce face parte din procesul natural de vindecare. Natural de vindecare. Ai timp. Urmă ce faci. Aha, din procesul natural de vindecare. Din 9 litere, din 900 de lei îți aduce... Litera. Ai o literă. 1 minut și 39 de secunde. Cicatrice. Ești tare, Robert. Excelent, domnule polițist. Am zis să iau o literă ca să îmi confirme. Excelent. 4300 de lei. Ești tare, Robert. Fii atent acum. Hai la 9 litere. Hai că putem. Lângă tine e Rodica. 6900 de lei. Poți să o depășești. Un cuvânt format din 9 litere. Lipsit de mijloace de subzistență. Sărăcăcios. O văd pe Rodica uitându-te la tine. Numeri literele. Dă-mi o literă. Hai una. 1 minut și 24 de secunde. Începem să intrăm în criză de timp. Mai dă-mi o literă? Încă una, 200 de lei. Și încă una? Lipsit de mijloace de subzistență. Mai dăm una? 400 de lei. L-ai oprit. Bun. Nu e greu. Îl folosim mult, mai ales în perioada asta se folosește. Un context interesant, un context geopolitic interesant, se vorbește în contextul ăsta, războiul, Rusia, Ucraina, toată lumea vorbește despre el. Ușor. Ok, mai ușor. Lipsit de mijloace de subzistență. Sărăcăcios. O văd pe Rodica uitându-te la tine. Numeri literele. Dă-mi o literă. Hai una. 1 minut și 24 de secunde. Începem să intrăm în criză de timp. Mai dă-mi o literă. Încă una, 200 de lei. Și încă una. Lipsit de mijloace de subzistență. Mai dăm una. 400 de lei. L-ai oprit. Bun. Nu e greu. Îl folosim mult, mai ales în perioada asta se folosește. Un context interesant, un context geopolitic interesant, se vorbește în contextul ăsta, războiul, Rusia, Ucraina, toată lumea vorbește despre el. Ușor. Ok, mai ușor. Când ești constrâns prin lipsa hranei, de exemplu. Înfometare. Înfometat. Adjectiv. Înfometat. L-am zis acum. Perfect. L-am zis. Ți-a luat calculatorul. Înfometat. Și din momentul ăsta mai am câte litere, câte cuvinte? 2 din 10. N-am ce să mai fac. Robert. Vehicul acționat de un set de pedale. 10 litere. Are roți dispuse pe două axe paralele. Roțile, fii atent, uite, roțile dispuse pe două axe paralele. Tricicletă. Tricicletă. Tricicletă! Tricicletă! 55 de secunde, 5800. Și ăsta e ultimul? Da. 10 litere. Cât ai, Rodica? 6900. Fabulos. Să vă uitați, nu protestez, să vă uitați la final, că pe ăla l-am nimerit cu o fracțiune de secundă înainte să apară. Fii atent, e un calculator, calculator. Am înțeles, da, nu e o precizare subiectivă. Da, este... Nu e omul. Da. Ah! Text gravat. Se scrie în memoria unei persoane, pe piatră, pe lemn, pe inel. Pe verighetă. E gravat. Pe o
Pe un monument... Sculptură. Pe un monument funerar. Pe metal, pe... Ai, o să ai verighetă și o să ai pe ea o... Literă. Textul gravat. Imprimare. Nu, nu, nu. Ești pe... Mai dăm ești o literă. Pe... Hai încă o literă. Jumătate de minut. Se face și când se consemnează un eveniment important. Mă gândesc acum că dacă... Deloc nu e greu. Oricum, m-am setat că n-am ce să mai... Te-ai blocat, dar păi da, că e important. Textul ăla gravat și monedele au... Chiar și monedele au. Pe medalii, pe peste tot. Fii atent. Inscripție. Da. Aia. Dacă tu aveai atunci ăla, ți l-ar fi luat calculatorul și acum tot în spatele erai că l-ai fi pierdut pe inscripția asta. Sau tu zici că bune, te-ai fi concentrat da, poate decurgea altfel totul, vezi tu. Erai altfel în luptă, nu? Adică... De obicei, adică în general, nu sunt emotiv și da... Te-ai pierdut acum m-am... Îți place fotbalul? Oarecum. Îmi place fotbalul, dar nu mai practic la, așa mult. I-ai văzut pe aia de la Liverpool, cum mănâncă terenul când sunt conduși cu 4-0? Da. Barcelona cum face remontada când la 4-0 și se termină 6-4 pentru ei? Da. Robert... A fost o mare bucurie. Și pentru mine. Foarte bună trotinetă. Salută-i pe toți polițiștii și smart din România. Uite, o fac și eu acum. Mulțumim că existați. Mulțumim că vă sunteți. Mulțumim și noi. Și să aveți încredere în noi. Mulțumesc, Robert. Mulțumesc. Salut, Dan. Ce bătălie am avut. Rodica a câștigat. La un pas a fost Robert. Să rămână Rodica încă o dată. 60 și... Hai să zic și 5, încă 2 zile. 35. Mulțumesc pentru tot. Da, ne-am întors la rebusul ăla pe care îl dezlegam noi de mult cu creionul. Da. Și uite ce bine, ce bine a fost. Da. Rodica e câștigătoare. Puteți și dumneavoastră să fiți. Vă așteptăm la jocul cuvintelor. Seară bună. Mulțumesc. Excelent.